Bună, dragi prieteni! Eu sunt Meda Taloș, asistent medical instructor formator cu experiență în îngrijirile acordate pacienților la domiciliu. Ca mulți dintre voi, înainte de a ajunge asistent medical la vârsta de 41 de ani, am avut nenumărate alte căutări. Așa cum ați aflat din clipurile anterioare, primele mele experiențe în cadrul muncii au fost de lăcătuș mecanic, de senator tehnic și apoi de magazioner la un institut de cercetare și proiectare. După experiența dezamăgitoare ca magazioner și pentru că eram pasionată de croitorie, am ales să-mi iau viața în mâini și să fac croitorie de comandă pentru femei, în special rochii de ocazii și rochii de mirese. Am învățat ca autodidact, studiind revistele Burda și cărți de specialitate, să fac cele mai sofisticate tipare, colaborând inclusiv cu studenți de la Facultatea de Design Vestimentar, elaborându-le lucrările de diplomă, constând în colecții couture și pret-a-porter. Ce plus mi-a adus această experiență? Mi-a dezvoltat motricitatea fină, în măsura în care acum simt până și cele mai fine vene. M-a învățat să cunosc corpurile umane cu imperfecțiunile inerente naturii umane și să găsesc soluții pentru a le masca. M-a învățat să accept părerile și să respect gusturile clienților, înțelegând astfel cât de importantă este biodiversitatea și cât de fascinant e că nu suntem toți la fel. Despre următoarea experiență în următorul clip.